Am fost solicitat să vin la Târgu Mureș de către domnul Zereș și mi-a spus să vorbesc despre povestea mea. Și asta să încerc să fac, deși, cum vă spuneam, am uitat tot ce pregătisem. Atât de adânc mi-au intrat în suflet vorbele domnului Borșan. Dar am să încerc să fac trecerea spre povestea mea. Povestea mea este amprentată semnificativ de proiectul meu antreprenorial. Și eu am plecat din țară, la fel ca domnul Borșan, în 91, la 26 de ani, pentru că nu mai regăsisem locul aici, crescusem pentru ceva și m-am trezit într-un alt context care, practic, era plin de bariere și am considerat că trebuie să plec, să mă eliberez și să încerc să îmi rescriu viața într-un alt context. Este bine că am făcut lucrul ăsta. Cineva îmi spunea alaltăieri, fiind prezent la festivitatea de închidere anului școlar la Colegiul Militar Mihai Viteazu de la Alba Iulia, că oare pentru a avea succes ca absolvent sau unui astfel de colegiu trebuie să plecăm în străinătate? Și am zâmbit, desigur. Chiar a fost o experiență. Le spuneam că revenind în cadrul acelui colegiu, după 40 ceva de ani, practic, mi-am regăsit o parte din suflet pe acolo, printre ziduri, pe undeva, și m-am dus să-l văd unde mi-era sufletul pierdut. A fost foarte impresionant pentru mine și mă bucur că astăzi sunt în fața dumneavoastră. A fi antreprenor, ceea ce am fost și mai sunt, dar perioada asta tumultoasă de antreprenoriat am decis să o termin anul trecut, practic. A fi antreprenor este o mare responsabilitate. Este și cea mai mare satisfacție pe care poți să o ai ca om. A da de mâncare oamenilor, a oferi locuri de muncă, a oferi perspective tinerilor, perspective de dezvoltare, este, cred eu, cea mai mare satisfacție pe care o putem resimți. Cel puțin așa am resimțit-o eu. Timp de peste 20 de ani, să știu că am plătit în fiecare lună salariile la timp, știu că am oferit atâtor generații șansa de a deveni profesioniști, șansa de a activa în proiecte internaționale, a fost pentru mine jobul vieții mele. Desigur că acest job ca antreprenor nu este simplu și am încercat să asociez oarecum evoluția mea ca antreprenor cu evoluția unui fir de apă care își caută în pământ, poate aproape de pânza freatică, un drum în a străpunge scoarța terestră spre a ajunge la suprafață. Și la un moment dat, unii dintre cei care încearcă un demers antreprenorial ajung la suprafață și devin un pârâu de munte. Un pârâu de munte care este supus unei călătorii spre vale, unei călătorii foarte tumultoase. Dai de stânci, dai de văi, vine vremea rea, vine vremea bună, trebuie să-ți găsești un loc astfel încât să ajungi în vale, să devii un râu. Că acel râu intră într-o zonă mai liniștită, acel râu cândva devine poate afluent a unui fluviu sau poate acel râu devine cândva un fluviu. Acel fluviu ajunge cândva într-o mare, într-o mare mai mare decât o percepeam la început sau poate ajunge într-un ocean. Așa a fost și povestea mea de antreprenor. Am pornit cu EBS România în anul 2000 într-un Cluj care era amprentat de filozofia domnului Gheorghe Funar. Poate că mai țineți minte unii, Clujul era vopsit aproape în întregime în cele trei culori ale drapelului național, nu că era ceva rău asta, dar asta a marcat felul în care Clujul a evoluat. A fost pentru noi, în IT, o mare șansă, pentru că marile corporații au evitat Clujul. Și noi, ca antreprenori români, am avut șansa de a construi atunci în liniște și de a sta departe de concurența puternică a marilor corporații. Era vremea în care în Cluj, dacă veneai cu avionul la Cluj și aterizai, și am făcut experiența asta de mai multe ori, coboream de multe ori prin trapa din spate a unui avion, cu bagajele, trebuia să stăm să ne aliniem până coborau bagajele, pe urmă și lua fiecare bagajul și era un cordon de polițiști, trebuia să mergi printre acei polițiști, aveam tot timpul senzația că am făcut ceva rău. Când ajungeam în aeroport, ne luau pașapoartele și după o oră veneau și ne strigau pe rând, zicea, dumneavoastră ce doriți, ce căutați aici? După ce treceam de procedura asta, ajungeam la vamă, unde era o doamnă pe care o am și astăzi în minte,
care deschidea toate valizele. Era o mare de valize deschise, toate rondurile erau acolo scoase, toată lumea se uita ce avem prin bagaje. Așa era intrarea în România în anul 2000. Știu când am scris prima factură, am mai spus lucrul ăsta, dar o să-l spun și astăzi, când am scris prima factură de servicii informatice către clienți din Germania, am primit un telefon de la bancă, de la Alpha Bank, atunci lucram cu Alpha Bank, și mi s-a spus, domnule, veniți de urgență la bancă. Dar ce s-a întâmplat? Haideți la bancă. Bun, m-am dus la bancă, oarecum nu știam ce se întâmplă, pentru că erau în fiecare zi descopeream ceva care nu se potrivea planul inițial. Și doamna îmi zice, domnule, să aveți aici o intrare de bani și pentru ca să vă dau acești bani, trebuie să mă aduceți de la vamă scrisoarea de trăsură, CMR-ul, toate ștampilate, camionul, tot exportul care l-ați făcut. Și ziceam, doamne, dar noi am lucrat prin internet, n-am folosit niciun camion. Și zicea, doamna, domnul dragă, dacă vrei să vezi banii, du-te la vamă, știi unde e vama în Cluj? Nu știu, doamne, vă zic, eu dau adresa, mergeți la vamă, veniți cu documentele ștampilate și atunci o să aveți banii. Ăsta era Cluj în anul 2000. Ce este astăzi? Am fost prima companie care a derulat, așa știu eu, care a derulat astfel de operațiuni economice către exterior, pe piețele internaționale. Așa am început atunci. Atunci eram în perioada aia pârâului care începuse să se zbată tumultos, să caute loc printre bolovani, mai dădea de o cascadă, mai picam. Când lucram acasă, la internet mergeam acasă, trebuia să-mi cumpăr o cartelă de la chioșcul de ziare și aveam acasă un modem, trebuia să bag codul, aveam o oră de internet. Astea erau vremurile în care noi încercam să construim ceva în România care nu a mai fost. Dar de ce încercam să facem lucrul ăsta? Pentru faptul că aveam în jurul nostru un grup de oameni tineri care își doreau neapărat să aibă succes în viitor. M-am dus într-o sâmbătă la birou, era plin de copii acolo, de angajați, tot oameni tineri care erau la birou și eram surprins că nu aveam încă proiecte și mă întreba oare ce fac oamenii ăștia aici. Și am întrebat pe cineva și îmi zicea, domnule, aici avem internet, avem aer condiționat, există cola și Fanta, și aici ne petrecem sâmbetele, pentru că altfel a trebuit să stăm în internet cafeuri și acolo trebuie să plătim. Și nu e aer condiționat, cola costă, Fanta costă. De-aia veneau atunci oamenii în weekend la birou, pentru că așa simțeau ei că se apropie oarecum de acea lume civilizată occidentală pe care le-o prezentam eu. La prima delegație pe care am organizat-o în Germania spre primul client, în primul proiect, a trebuit să mergem la Sibiu să ne luăm viză, am stat la niște cozi imense. Pe urmă a venit acea zi de duminică când trebuia să plecăm. Desigur că am plecat cu Atlasibul, nu cu avioane și cu Lufthansa, cum se merge astăzi. Și au venit toți angajații cu părinți, cu bunici, cu copii, cu cățelul, toată lumea erau încântați că copilul le pleacă cu Atlasibul în prima delegație în Germania. Așa erau vremurile atunci. Atunci când aveam un senior în cadrul companiei, toți juniorii veneau și încercau să absorbă absolut fiecare dram de cunoștință, erau ca niște bureți uscați, pentru că doreau și ei să fie puternici, să performeze. Astăzi, dacă vrei să-i au un senior, seniorul aleargă după ei să-i prindă, ca să-i bage, să-i învețe ceva. S-au schimbat foarte multe. Am dezvoltat compania, am ajuns la sute de oameni, am început să, îndrăznind în permanență cu un tupeu pozitiv, pe care mi l-am păstrat și astăzi, oarecum, ca om de vânzări, pentru că vindeam entuziasmul acestor oameni tineri. Și mergeam la clienți, știu că am fost odată la Porsche și îmi spuneau, dați mai făcut tipul ăsta de servicii? Și zic eu, da, și așa mai departe. Și prezentați. Și am prezentat 2 ore și îmi zice la sfârșit la Hermes Filțu Filanu Hamzinet, adică, domnul Meț, prea multă idee voi nu aveți de business-ul ăsta nostru. Și pe loc i-am spus, dați-mi șansa și într-un an vom fi cel mai bun partener al dumneavoastră. Astăzi este cel mai bun client al nostru și unul dintre cei mai mari clienți cu care mă mândresc în permanență și am avut mai mulți clienți am trecut prin același parcurs. Când veneau clienții la noi în Cluj, eu mi-am dorit să construiesc o companie germană în România, pentru că trăisem 10 ani în Germania și am venit și am zis, românii noștri pot la fel de bine ca nemții, pentru că sunt deștepți, sistemul de învățământ era foarte bun și am construit o astfel de companie. Veneau nemții, erau șocați când vedeau acești oameni tineri în permanență cu ochii luminoși, așa, tot timpul îmi puneau întrebări. Practic, nu se opreau în a pune întrebări. Când veneau nemții la noi pentru procesele de vânzări, le ziceam, știți ce, cel mai bine mergeți în firmă,
cineva de vă va însoți, ca să nu influențeze într-un fel sau altul deciziile dumneavoastră, și vă întoarceți după jumătate de oră. Eu știam că nu durează jumătate de oră, dura 3 ore. După ce experimentau lucrul ăsta să se întâlnească cu toată lumea și toți mergeau la ei și întrebau și era o dinamică formidabilă, veneau reprezentanții firmelor de afară și ziceau: domnule, vrem asta, vrem asta, vrem asta, vrem asta. Așa vindeam la început. Era un entuziast general. Angajații erau cei care vindeau practic acel vis clienților de afară. Am ajuns cândva să devenim tot mai mari, am ajuns pârâul, deja ajunge în vale, am devenit un fluviu, deja aveam sute de oameni și la un moment dat mă gândeam, vine vremea când va trebui să ne confruntăm cu oceanul, cu marea întâi. Și nu eram pregătit pentru acea mare, pentru faptul că nu eram acționarul potrivit. Eram deja un ESA, dar nu eram acționarul potrivit pentru că fiecare an ne aducea o creștere de 200-300 de angajați și a investi în ziua de astăzi în infrastructura pentru atâtea sute de angajați înseamnă milioane de euro. M-am uitat în familie, am zis că n-am nicio șansă, un astfel de business este un people business, trebuie să ai un lider. Acel lider trebuie să motiveze oamenii fiecare zi, trebuie să ajungi în fața lor și să le prezinți viitorul de fiecare dată. Și mă gândeam, o să și îmbătrânesc. Cum o să vin? O să vin cu toiagul la firmă, plin de oameni tineri și o să zic, copii, vă arăt eu viitorul, numai să mă urmați. Înțelegeți? Și mi-am dat seama că nu sunt omul potrivit în perspectiva trecerii timpului. Și atunci, desigur, uitându-mă spre mare și spre ocean, am reușit să atrag unul dintre cele mai mari concerne din lume, să-l aduc la Cluj, Nippon Telephone and Telegraph, compania de telecom a statului japonez. Guvernul japonez este acționarul principal, 30%, al doilea este Bank of Japan și așa mai departe. I-am adus la Cluj, dar cum i-am adus la Cluj? Pentru faptul că deja lucram pentru mari concerne din automotive din Germania și ei, în cadrul crizei din 2008-2010, având BMW-ul, având o gaură de cash, și-a vândut compania de IT. Noi eram unul dintre cei mai mari parteneri ai lor. Și au venit într-o vizită japonezii cu un vicepreședinte de la BMW și eu am prezentat firma și am mai departe m-a întrebat: Hermeț, cui aparține această firmă? Și am zis că mie. Și ăsta s-a întors la japonez și a zis: faceți cumva și cumpărați această firmă, pentru că așa cum l-am cunoscut eu acum pe Hermeț, el e stare de mâine să nu vă mai deservească, dacă nu rămâneți același partener loial. Noi eram cu sufletul tot timpul pe masă, eram tot timpul corecți, tot timpul implicam. De obicei, când lucrez cu cineva din străinătate, ai impresia că este un black box în străinătate. Noi eram un white box, noi eram transparenți, eram dornici de a-i aduce la noi. Noi mergeam la ei, integram companiile, vreau să le arăt oamenilor că putem am construit o cultură organizațională care să se așeze pe cultura organizațională germană și acolo unde noi nu eram ca nemții, am încercat eu în cadrul companiei să facă în așa fel încât să ne comportăm și să trăim ca nemții. Și lumea m-a întrebat, dar care era diferența? Una dintre diferențe era faptul că noi nu știam să zicem nu. Dacă ne întrebau clienții, ai înțeles asta și asta? Toți ziceau, da, am înțeles, iavol. Nu e așa, trebuie să spui. Dacă n-ai înțeles, spune că n-ai înțeles, pentru că impactul mai târziu poate să fie foarte dur, dacă n-ai înțeles. Să ai curajul să spui omului, am înțeles, nu am înțeles, să mai pui niște întrebări, asta noi nu știam. Ne era frică să spunem nu. Și asta am încercat prin cultura organizațională. Pe urmă ne-am apropiat, am intrat în concern, am ajuns în ziua de astăzi la 2000 de oameni. Prin demersurile mele antreprenoriale am mai adus și alte companii internaționale în România. Direct sau indirect am construit în Cluj, dar și în mai multe filiale din țară, peste 3500 de locuri de muncă. Sunt locuri de muncă orientate spre viitor. Sunt locuri de muncă pentru tineri. Sunt foarte mulți tineri, nu le mai știu numele. Și mă mai salută unul sau altul prin oraș sau pe Facebook, chiar nu-i mai știu. Dar am o satisfacție enormă de fiecare dată, pentru că știu că am demarat și am fost pionierul uneia dintre cele mai importante industrii care acum marchează, amprentează viitorul generației oamenilor tineri, cel puțin din zona asta Ardealului. Acum fiind și în București, și în Timișoara, și în Iași, și în Brașov, și în Sibiu, și în Novi Sad, în Serbia, impactul este mult mai mare. Dar am crezut tot timpul că am această șansă, pornind din acel pârâiaș care, vai de capul lui cum a fost la începuturi, și ajungând acum într-un mare ocean, resimțind stabilitatea unui mare concern. Pe vremuri mă uitam în fiecare zi, după aia tot o săptămână la cash flow, cum stăm cu banii, pentru că a fost legea mea numărul 1 să nu plătesc cu o zi întârziere salariile oamenilor, pentru că oamenii se bazau pe mine.
N-am plătit niciun furnizor cu o zi în întârziere pentru că toată lumea știa că se poate baza pe mine. Și acum, fiind în concern, cât am fost executiv până anul trecut, practic nu mă uitam la extrasul de cont, că nu m-a interesat. Am ajuns în ocean, în acel ocean liniștit în care lucrurile deja, destinul este scris de către alții, nu de către mine. Antreprenorul din mine încet, încet și-a încheiat jobul și visasem eu ca după 20 de ani de la construirea, de la demararea companiei, să închid acel cerc. Și așa am și făcut. Anul trecut, la 1 mai, când s-au împlinit 20 de ani de la fundarea firmei, m-am retras din rolul de executiv, sunt președintele Consiliului de Administrație, am o funcție onorifică în spate și ce am făcut? Ce am considerat că trebuie să fac? E sarcina noastră. M-am îndreptat spre învățământ, începusem să predau de acum 5 ani la Babeș-Bolyai, la Facultatea de Științe Economice, în limba germană, predau și la Academia Forțelor Terestre, la Sibiu, acolo unde m-am format ca om, predau în mai multe locuri, dar simt că trebuie să dau oamenilor tineri ceva ce eu am învățat în perioada asta tumultoasă ca antreprenor, pentru că ei trăiesc acum foarte repede și nu mai au timp să acumuleze cum am acumulat noi. Ne așteaptă, având în vedere că s-a făcut așa s-a trezit așteptarea să vorbesc despre viitor, nu o să vorbesc foarte mult despre viitor, o să spun numai un cuvânt, metavers. Este ceea ce ne așteaptă în perioada viitoare, ne vom dedubla. Nu știu dacă e bine sau e rău, dar se va schimba felul în care ne trăim viața, vom avea practic șansa și va trebui să intrăm într-o competiție globală cu toți oamenii tineri din lumea asta, pentru că toți oamenii tineri își doresc să aibă o bucățică din acel tort al bunăstării la nivel global. Nu mai suntem într-o competiție cu colegii noștri din Cluj sau din Târgu Mureș sau din Brașov, ci suntem într-o competiție globală. Și pentru asta noi toți trebuie să punem umărul. Și eu am considerat că asta trebuie să fac, să las echipa care am format-o, să conducă destinele companiei mai departe, să fac un pas înapoi. Mă mai întreabă unul și altul că oare reziști, că noi credeam că după 3 luni o să se întorci în firmă. Și am zis nu, capitolul este încheiat, acum am deschis un alt capitol. Sunt cadru didactic titular la Babeș-Bolyai, am o satisfacție formidabilă sunt în fața studenților și masteranzilor, le povestesc despre antreprenoriat cât este de important și le spun fiecăruia în parte, este responsabilitatea voastră de a încerca un demers antreprenorial fiecare în viață sau de a vă gândi cel puțin o dată la această oportunitate pe care aveți, pentru că antreprenor fiind puteți să schimbați destine, puteți să schimbați lumea. Și numai dacă noi cu toții ne dorim să schimbăm lumea, așa cum zicea domnul Borșa, noi toți la un loc emanăm energie pozitivă, emanăm bunătate, atunci vom genera bunăstarea de care este nevoie. Voi sunteți la butoane acum. Vă urez mult succes, vă mulțumesc pentru invitație.